Mă, te-ai zgârcită și n-ai bani de joacă? G2A te rezolvă de îndată. Zapie pe Twitch. Unde e partea a doua din tier list-ul cu emisiunile din România? Partea a doua? Mai faci partea a doua la tier ziua 12 când e cerul? Bagi picioarele, bă, că nici bine n-am ajuns din concediu, mă, că deja azi... Mă asaltați în toate planurile existențiale ale mele. Așa că astăzi vă aduc ceva și mai incredibil decât partea a doua la tier list-ul cu emisiuni din România. Astăzi voi o să... Reprezentanții școlilor nu sunt interesați să investească în clădiri... Futu-ți gura, mătii. Uai de capul meu încă câte mai îs, mă. Un show păcătos. Știți ce mi se pare interesant? Că cei mai mulți vizualizatori a emisiunii ăsteia îs bătrâni creștini ortodoxi, mă. Păgânii buni. Despre ce era emisiunea asta? Sincer... În afară că ăsta Chelu chema tipe în emisiune să mai dea din buci, altceva nu țin minte să se fi întâmplat pe acolo. Însă, cum ai putea să fii o ființă atât de libidinoasă încât să urmărești o asemenea emisiune când ai atâta porno gratis pe internet? De ce te-ai uitat la așa ceva? Să-mi bag piciorul de nu. De fapt, cred că e la dezastru, pentru că cred că au contribuit la decadența intelectuală a poporului român din ultimul deceniu. Da, ochii din umbră. Aici avem un clasic. Voi să știți că societatea românească este foarte fragmentată și nu din punct de vedere politic, ci din motivul pentru care există tabăra care zice că cum pula mea să fie ce se întâmplă în ochii din umbră regizat? Bineînțeles că ce se întâmplă în ochii din umbră îi regizat. Ce pula mea are camera asta, mă? Putu-ți morții mătii de cameră. Dă-o măsa de treabă, recunosc. Uitau numai ca să-i văd pe aia cum să mai ceartă, cum să mai îmbrăcesc, cum să mai bat. În rest, ochii din umbră se putea și mai rău de atâta. Sincer, singura diferență dintre ochii din umbră și trădații dragoste e că în ochii din umbră deja aveau dubă din aia de Scooby-Doo pe acolo, unde făceau ăștia spionaj și tot felul de chestii. Mă piși pe mine, ăștia din dubă aveau și fețele cenzurate. Nu cumva să afli tu cine o investiga faptul că tată tău mere la curve. Ai umor. Mă, ce pot să zic? Și oamenii care vin obosâți de la sapă seara trebuie să mai râdă și ei la ceva, bă. M-am mai uitat recent la emisiunea asta, mă, da, foarte rar am văzut să fie ceva care chiar este amuzant. Am văzut că tot au tot felul de invitați de ăștia de pe internet, oameni de pe internet care din punctul meu de vedere n-au nicio treabă cu umorul, probabil cu omorul, că i-au pe aia ce glumeau în vine să mă arunc drac. Odată la unele momente să-mi ba pula de nu cred că în spate la juriu, când e cadru pus pe omul ăla care face acolo bancul, este unul care ridică o pancardă așa mare, cu râdeți, mă. Îi dezastru. Bravo, ai stil. Nu știu ce se întâmplă nici în emisiunea asta, nu m-am prea uitat, sincer să fiu. Eu am văzut că mai mult se ceartă lumea pe acolo. Îi vezi pe oamenii ăștia cu tot felul de transmoguri din astea și după aia numai se ceartă oamenii. Cred că mai degrabă concurs de cine își bagă pula în gura altuia mai repede. Bă, cred că se putea și mai rău de atâta, sincer. Nu știu dacă în emisiune s-ar fi și bătut oamenii. Pe lângă costumații și înjurături, ar fi mers undeva pe aici. Cronica Cârcotașilor. Mai există emisiunea asta, mă? N-am mai auzit, mă, de emisiunea asta de vai de pula. Mă uitam când eram mic. Nu știu, bă, mă uitam numai pentru Top Rușinică și pentru rockerul ăla, mă, de Cristi Hrubaru. Ioi, am uitat de Bebelușe, dar bineînțeles. Probabil dacă m-aș uita iar acum, n-aș fi de aceeași părere cum am fost eu acum 10 ani. Pun pe pauză filmarea, mă pun să mă uit vreo 5 minute la... Ok, m-am convins, deci Cronica Cricotașilor mere la plictisitor, îmi pare rău, nu mai sunteți ce ați fost, dar oricum nimica în prezent nu mai e ce-o fost odată. Miss Fata de la Țară, mă, voi știați că era și o emisiune Miss Băiatul de la Țară, să-mi bag picioare. Cringe-ul de pe lume, mă. Păi a venit ideea, mă, să-și ia altă dubă, mă, tot timpul ăștia-s cu dube. Să vină cu duba, meargă la țară, bată la portă, alo, bună ziua, aveți gagici? Da? No, haidați, să le facem casting, să... Ce pumni am futut. Măcar te-ar fi fost un concurs de frumusețe și nebunii din astea. Dar nu, bineînțeles, ca toate concursurile televizate sunt concursuri pe voturi. Câștigi pe voturi. Ori câștigi, ori nu câștigi. Ce pula mea facem aici? Știu că după ce le aduna pe toate tipele astea, le punea să meargă parcă la căminul cultural din sat și le puneau muzică să vadă cum dansează, în timp ce se uitau toți mușii din sat la ele.
Se putea și mai rău de atâta. Lecții de viață. Nu știu cine scrie scenariile, mă, da. Nici nu știu cum să-mi dau cu părere. Nici nu se poate descrie. Nici nu se poate descrie ce se întâmplă acolo. M-am uitat și eu. Altfel nu-l băgam în tier list. N-am băgat nimic în tier list la care nu m-am uitat măcar o dată. Și la ăsta m-am uitat de foarte multe ori. Și nu pot să zic că regret. Îți bazați oamenii de la lecții de viață. Țin minte un episod să-mi va apula cu ceva tipă care era la facultă de psihologie și s-a îndrăgostit de unul de la spitalul de nebuni și l-a ajutat să evadeze. Nu știu, nu, e peste noi lecții de viață, mai trebuie să treacă încă câteva sute de ani de evoluție sociotehnologică ca să putem să înțelegem. Super Bingo Metropolis, raiul pensionarilor. Era o emisiune cu Mario și Luigi. Nu știu, era un fel de lamăruță, numai că câștigai, era și un fel de loterie chestie. Și că s-au închis că au avut probleme cu autoritățile. Asta este Curat Murdar. Mai țineți minte de Curat Murdar? Cu alea două tanti care mergeau la apartamente, jegau să se le facă curat. Acum zice lumea că e fake. Mă doare în pulă dacă e fake. Viața asta e fake în pula calului. Chiar e o emisiune foarte faină, sincer. La un moment dat era ceva episod că s-a dus la ceva nene ciudat din București, mă, și dormea cu vreo 6-7 ursulețe din pat. Iubiri secrete, bă, dă-te în pula mea. No, bun, stați că avem aici o dilemă. Avem doi pretendenți aici, unul lângă altul. Hopa, uite că a apărut. Deci odată avea iubiri secrete și odată mi s-a blocat camera. Fute mașinia camera să mă fut în cașă mâne, mă, deja m-am sătut. Aici avem o mică problemă. Ați fi tentat să ziceți că-s la fel. Să diferența este că iubiri interzisă. Mai erau episoade cu incesturi în pula calului. Iubiri secrete, pe de altă parte, îi mai decăcat că ăsta l-al. Deci, odată, iubirea interzisă este chiar decent. Dacă vreți să vă uitați la o emisiune care vă sparge timpanele non-stop și iubiri secrete este plictisitor. Serviți, vă rog, Nea Marin care se comportă, zici că e lord feudal și spune ăștia participanți celebri la lucru. Chiar era faină, printre singurele emisiuni cu care mă uitam eu în familie. Fermier ca o nevastă, ai, cam și uitat de asta cu exista vreodată, bă. Asta chiar era o chestie decentă, să zic, din dragoste cu Mircea Radu, mă. Altul cu Duba. De data asta să ajute problemele în relație. Aveai o problemă în relație? Ai o problemă cu nevasta? Nu. Nu suna avocatul pentru divorțuri. Întâi îl sunai pe atunci pe Mircea Radu să vină cu caravana din dragoste să te ajute, mă. Mă, emisiunea era ceva de genul: pare rău că ți-am futut un pumn, de ți-o sărit dinții din gură nevastă, vreau să ne împăcăm, au venit Mircea Radu aici să ne împace. Ok. În altă ordine de idei, să putea și mai rău. Vrei să fii miliardar cu Virgil Ianțu, bă. Ăsta era OG-ul, nu ăsta cu Teo care e acum, nu. El era prezentatorul OG, el trebuia să rămână pentru tot restul vieții prezentatorul de la Vrei să fii miliardar. Show pentru oameni intelectuali cu capacități cognitive păstă medie. Vrei să fii miliardar era emisiune faină. Super Nanny. Printre toate emisiunile care au existat în țara asta, de când a căzut blocul comunist și a venit blocul comunist autohton, între ele s-a pierdut una. Mai țineți minte emisiunea lui Mikey H? Nu știu, emisiunea asta îți lăsa un pic un gust din ăla, zici că ai fi luat o lămâie în gură și ai fi subt-o pe toată. Unii oameni pur și simplu nu-s făcuți ca să apară la TV. La măruță, mă! Suferi de insomnii? Și nu știi cum să faci să adormi. La măruță îi cea mai bună soluție de a dormi. Atâta de plictisitoare emisiunea asta, mă. Dar mai țineți minte emisiunea aia de pe acasă cu Cabral și cu ăsta alalt pe care nu-l mai știu. Era o emisiune 100% decentă, că era Cabral în ea. Insula iubirii. Eu nu suport când apar variante live action după desene animate. În cazul ăsta, după Insula dramei totale, macă cu cocalar și cu oameni transpirați. Nu-mi place. Copiii spun lucruri trăznite. Deci așa de mult îmi plăcea emisiunea asta când eram mic și așa de mult mă rugam de maică-mea să mergem, să mă ducă și pe mine la emisiune. Da, era o emisiune chiar foarte decentă cu care să te uiți cu familia. Nu. Acces direct. Iar oameni care latră și la ăsta se uită bună mea, nu știu de ce, Next Top Model cu Cătălin Botezatu, mamă. Și acolo numai scandal, 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 scandal. Bă, de
era o emisiune chiar decentă, să-mi bag pula de nu. Schimb e mame. Da, edițiile mai vechi erau mult mai bune. Astea de acum sunt plictisitoare, cred că las acolo la decent schimb de mame. Consilierul de urgență. Da. Te pui cu blondele. Mă, mi-a plăcut episodul ăla cu Vadim, bă. Emisiune faină. Comandă la mine. Era o emisiune chiar decentă, mai puțin fazele alea de la final, că mă enervam eu, că vezi, doamne, îi puneau să scrie, nu știu, citeau scrisori de la părinți și le pișau la tăți ochii. Mereți în pula mea, că nu vă crede nici dracu. Ultima, asta am lăsat-o fix la final, pentru că nu există o emisiune... Nu există o emisiune care să le aibă pe toate, pe toate astea, într-una. Și să fie o emisiune dispărută, dar al cărei influență încă să se simtă prezentă, în prezent, în televiziune. O emisiune care ne-a fost adusă la un moment inoportun, pentru că nu am fost suficient de dezvoltați, intelectual, pentru a o putea înțelege. Și anume, Dan Diaconescu în direct, de pe OTV. Dan Diaconescu băga la gunoi. Bătaie între emo și cocalari. Ce emisiune l-a mai adus vreodată pe Karl Marx din mormânt, mă, să prezică viitorul? Deci era emisiunea de top. Și păcat că s-au pierdut multe episoade, mă. Am finalizat și tier listul emisiunilor din România. Dacă am omis niște emisiuni, nu mă interesează. Probabil le-am omis pe bună dreptate. Dragilor, vă mulțumesc frumos pentru răbdare. De asemenea, îi mulțumesc lui Zamolxe că nu mi-a lăsat camera la greu, că nu mi s-a stricat în timpul filmărilor. Pentru că totuși suntem... Ce facem noi aici? Nu putem să ne... Nu se poate să ne pice filmarea în timpul filmărilor, nu? Așa mă gândesc și eu. Vă urez o seară plăcută în continuare, ne vedem în zilele ce urmează la un videoclip nou. Și mai închideți televizorul la dracu, că adică e fapt oricum și YouTube să face TV acum, deci nu e așa mare diferență. O seară frumoasă! Pa, 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 pa!